În acest an, Serviciul de Ambulanță Județean Prahova organizează concursul național de ambulanță ediția 7-a, concurs la care vor participa și două echipaje din Sălaj. Serviciul de Ambulanță Județean Sălaj participă cu două echipaje la concursul național de ambulanță ediția 7-a, desfășurat la Sinaia în perioada 5-8 octombrie. Anul viitor, Serviciul de Ambulanță Județean Sălaj va avea onoarea să organizeze acest concurs național de ambulanțe. La Sinaia participăm la concursul național de ambulanțe, care acest an este organizat de către Serviciul de Ambulanță Județean Prahova. Anul trecut am obținut două rezultate bune, de asemenea și anul acesta participă două echipaje de la Serviciul de Ambulanță Județean Sălaj, un echipat de tip C și unul de tip B. Sperăm să venim cu rezultate bune. Acest concurs se desfășoară în perioada 5-8 octombrie, la Sinaia, cum v-am spus, iar am mai anunțat acest lucru. Anul viitor, în 2017, Serviciul de Ambulanță Județean Sălaj va avea onoarea să organizeze acest concurs național de ambulanțe.